În semn de recunoaștere pentru unul dintre distinși protagoniști ai scenei românești, două teatre din țară poartă numele renumitului actor român, născut la Târgoviște pe 13 martie 1881, Toni Bulanda. Una din instituțiile de cultură ale genului se află în capitală, iar cealaltă în orașul natal. De pe scena teatrului târgoviștean, din zona unde personalitatea lui Bulanda este încă vie, vă invităm a urmări un fragment din spectacolul Deale Carnaval. Domnule, te rog, te rog, nu-ți bate joc de inima unei femei nenorocite. Zbore-te! Biletul pe care l-ai găsit în odaia dumitare. Te bibicu! Da! Eleva lui Constantin Inotara și absolvent al Conservatorului de Artă Dramatică în 1902, Toni Bulanda s-a căsătorit cu Lucia Sturza Bulanda, alt nume important al teatrului din România. Soția actorului târgoviștean a deținut funcția de director al Teatrului Bucureștean, ce le poartă numele după 1947. Dincolo de scenă, Toni a fost prezent și în platourile de filmare, jucând în trei filme. Amor Fatal, realizat în 1911, Dragoste la Mănăstire, produs în 1912 și Trenul Fantomă, un thriller terminat în 1933.